Salutare! Fac acest intro pentru că mi-am dat seama că videoul de la Snowfest pe care aproape am terminat să-l editez este mult prea lung. Are aproape 2 ore. Așa că m-am decis să-l împart în câteva părți. Aceasta este partea a doua și anume drumul de la București până la Val Thorens, unde s-a ținut Snowfest-ul la care eu am participat anul acesta. Hope you enjoy! Ca să ajungem la Geneva. Cred că acolo este cel mai rău dintre toate locurile rele. Ăsta e. Un croissant 40 de lei. Am ajuns în Geneva, în aeroport. Cam așa arată vremea în Franța. Bună de dimineața. E ora 3 fără un minut. Tocmai îl aștept pe Ștefan să iasă de la duș, că nu s-a trezit. Când i-a sunat alarma la 2, m-am trezit eu la 2.45 și avem comandat un black cab la 3.10 să ne ducă la aeroport. Ca să ajungem la Geneva cu avionul de 5.20, are 2 ore 45 timp de zbor. Ne vedem din aeroport. Foarte multă lume în aeroport la ora 3.20 dimineața. Tocmai am trecut de securitate, ne îndreptăm către mâncare din aeroport, scumpă. Da, asta e. Am mai fost pe acest aeroport la plecări externe de foarte mult timp. Să vedem cum se prezintă treaba. Hai să vedem cum arată food court-ul din aeroport și ce preț rău. Cred că acolo este cel mai rău dintre toate locurile rele. Ăsta e unul din ele. Ne ferește cât fum. Avem Ciao Italy. Deci un croissant e 40 de lei. Sandwich-ul 50 de lei în panini. Graznic. Mai avem fish and chips pe lângă care nu vom trece. Și side dog, care pare foarte rău și ăsta. Un fornetti. Mănânci acum și mănânci 10 minute. Mamă, e nasol food court din Băneasa. Nu e ce trebuie deloc. Da, mergeți de la un sandwich cu 50 de lei. Așa arată 47 de lei. A, ah, uite-ne, cu ăsta am venit chiar. Am organizat cu Geneva. Am să fac toaletă aici în aeroport în Geneva și mi se pare insane faptul că ăștia au apă potabilă pe aeroport. Este cu mâini cu ăsta și de am ajuns în Geneva în aeroport și asta este situația. Sunt efectiv toți românii pe aici care stăm și așteptăm să se facă prezența de către o tipă, această tipă care trece pe lângă lume și bifează cu galben, cu markerul pe telefon, faptul că este lumea prezentă. This is the current situation. Și după ce toată lumea prezentă, adică 56 de persoane, o să cheme un bus care probabil vine de acolo și o să ne îmbarcăm toți să mergem, cred că 3 ore spre Val Thorens. Măcar nu plouă, e frumos afară. Și e un autocar care vine de astăzi, ziceam. E 8.44, tocmai am plecat. Am pus acolo GoPro-ul pentru un timelapse. Și uităm înainte către Val Thorens să vedem cât facem. Am oprit aici pe dreapta la o cașcă rachetă ca să-și facă lumea nevoile. Asta e autocarul cu care am venit. Cam așa arată vremea în Franța în 16 martie. E cel puțin de vis. Mai avem aproximativ o oră
și un pic până în Val d'Oron, să vedem ce facem după. Să mergem cu masă și la cască și ochelari, most likely. Am venit să și Ștefan cască și ochelari. Asta înseamnă Snowfest-ul de la Le Travole. Și asta înseamnă Val d'Oron. O să pronunț exact cum ați auzit acum, Val d'Oron, nu Val Torrens. Ok? Deci e efectiv dumnezeesc. Tot ce vezi în fața ochilor e pârtie, nu știu dacă se înțelege, acolo e pârtie. Acolo avem o telecabină. Acolo e pârtie, acolo e pârtie. Pârtii all around, din cât vezi cu ochii sunt pârtii, efectiv până pe vârful acela și acolo poți merge. Și partea amuzantă e că asta e un sfert din ce se întâmplă de fapt, pentru că pentru a ajunge la celelalte voi, trebuie să o iei în partea aceea, pe acolo. E excepțional. Așa arată, efectiv e al shut-up. Asta e atmosfera de la cafea, pauza de prânz la cafeluță. Să lumea pe șezlonguri. Și admir priveliști, asta și te bucur de soare. Locația în care am stat anul trecut este exact asta de aici. Aici e intrarea. Se numește Lac Blanc. Și aici, înainte, fix prima chestie pe stânga, când ieși din clădirea în care am stat anul trecut, este Galerie Comercial Le Pecle. Și aici e un mini market. Thank you, thank you, thank you. Și aici am venit la farmacie să luăm o cremă de mâini și niște cremă de soare. Din ce mi-aduc aminte, mai în față pe stânga, mai sus. Și aici e locul unde am mișcat table, exact aici. Deci la farmacie. Îți pare super interesant faptul că ai locuri în restaurante și locuri de unde poți să-ți închiriești să-ți cumperi comandă deschis și farmacie într-un shopping center care e închis. Am ajuns acum la coadă, la ridica bagaje, skipas and stuff și trebuie să mai stau un pic la coadă pentru că omul care trebuie să aducă cheile de la locația unde suntem cazați noi nu a venit. Which is fun, având în vedere că sunt în Adidas. Și sunt ud la șosete. Și acum vedem că e deschis. O, aspirator din prima aici trebuie. Mamă, e lux față de anul trecut. Gen, noi stăm aici și el să stea acolo. Păi se trage asta, se face extensibil. E mult mai decent decât anul trecut. Cu balcon aici, frumos. Balconul era bun. Man, uite-te cât de mare e ăsta. Suntem fix pe pârtie.
Mamă, păi față de anul trecut ăsta e 5 stele. A stat câinele.